Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată, astăzi, 10 mai, o zi importantă pentru istoria neamului românesc, ziua în care generațiile mai în vârstă își amintesc de o epocă benefică pentru istoria acestui neam. Despre ceea ce a însemnat regalitatea în România, dar și despre fragmente din istoria romanului de altă dată, l-am invitat astăzi pe domnul Dan Dimitriu, cunoscut anticar romașcan, cu care vom aborda un asemenea subiect extrem de complex și pasionant. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. Să rămâne dumneavoastră și distinților dumneavoastră telespectatori. Spuneam că astăzi este 10 mai, cei mai în vârstă își amintesc că era ziua națională a României, ziua de 10 mai, da. Pentru că România a fost monarhie constituțională și după Constituția Carbonarilor la 1821-48, după aceea în 23, și care a rămas și până în ziua de astăzi, această Constituție a României este de drept Constituția care a demonstrat că România este stat de drept. Ori după 23, când au venit tancurile bolșevice în 44, și au venit cu acest partid bolșevic, n-a întrebat România dacă dorește să fie în continuare monarhie sau n-a întrebat dacă eu vrea să devină republică poporul. Au intrat și prin lovitură de stat au introdus acest regim bolșevic, care s-a terminat în 89 tot printr-o lovitură bolșevică de stat. Și nici atunci n-a întrebat dacă România vrea monarhie sau vrea republică, nici constituțională, nici prezidențială, nici parlamentară. Au făcut ce au făcut. Chiar și în clipa în care s-a dat acel s-a dorit să se și au fost întrebați întrebată populația României când s-a votat pentru Parlament, vrem unicameral, bicameral, tot nu s-a ținut cont că România au cerut să fie Parlament cu 300 de parlamentari și monocameral, nu bicameral. Deci în țara asta, deocamdată, din punct de vedere al legislației și al statului de drept, nu putem spune că suntem stat de drept. Bine, chestiunea este discutabilă, dar întorcându-ne la Constituție, aș vrea să reamintim faptul că Constituția monarhistă se pare a fi cel mai trainic și temeinic document. Da, dom'le, pentru că respecta proprietatea privată, respecta omul. Da, această Constituție monarhică respecta titlul de proprietate a fiecăruia și nu dădea posibilitate la șmecheri, la așa numiți cu guler alber și toți parșivii din țara asta să acumuleze asemenea averi și să se joace cu destinele întregii populații. Din păcate, Constituția a fost revizuită în perioada post-decembristă. A fost o perioadă în care a funcționat, a fost întreruptă Constituția. Bun, s-a interpretat, s-a introdus fel de drepturi ale acestor care s-au erijat și au ajuns în fruntea statului și conduce statul. Tocmai lucru de la cel care a murit, părintele noii Constituții, Iorgovan. A făcut cea mai... Și într-adevăr, toți care au fost la putere și-au arogat și și-au votat drepturi ca numai pentru ei, nu pentru popor. Bine, puterile politice, deși noi am convenit așa din start să nu facem prea multă politică, fiind vorba de campanie. Nu fac politică asta pentru că m-ați întrebat și mi-ați cerut părerea mea. Deci eu sunt
Deci eu, Dan Dimitriu, sunt monarhist convins datorită faptului că Constituția din 23 îmi dă dreptul de a fi cetățean român, de a fi să-mi păstrez proprietatea care nu o mai am și rămâne în continuare ca stat de drept acea Constituție. În rest, deocamdată în țara noastră nu există stat de drept. Între timp, Constituția a fost revizuită, s-a făcut o nouă comisie constituțională. Indiferent ce s-a făcut, a rămas... adaptat-o celei din indiferent 38. Ce s-a făcut, nu, pentru că nu s-a făcut referendum să întrebe populația românească ce dorește. Nu. A rămas tot stilul acela prin boșevin, lovitură de stat, ori practic Constituția din 23, dacă vorbim de stat de drept, este valabil și în ziua de astăzi. Bun, mă gândeam la numărate de comisii și comisiuni de revizuire a Constituției care s-au pliat pe interesele partidelor politice, fiecare revocând a doua zi acel amendament cu care fusese... V-am zis că nu fac politică, nu mă bag în raportul politic, treaba lor să-și facă ce vor și cum vor. Pe mine ca cetățean român mă interesează ca țara aceasta să devină țară de drept. Asta mă dă. Iar marea majoritate a tâlharilor ăsăra, dacă vom deveni stat de drept, vor fi în pușcărie. Și vor da tot ce au furat. Vor reda tot ce este. Și eu trăiesc cu această convingere, exact cum s-a întâmplat și în America anilor 32, când era perioada prohibită și nu știu ce, după aceea au început să-i întrebe pe fiecare de unde au acumulat averi, cine, ce și cum. A existat chiar și o comisie la Veneția care a făcut o serie de recomandări de punere în acord a Constituției românești cu ceea ce se cheamă această Constituție europeană. Dar aceste prevederi sunt sub formă de recomandări. Comisia internă poate sau nu poate să țină cont de ele, de altfel cum n-a ținut cont. Domnule, dacă vor să fie în Europa, trebuie să țină cont. Dacă vor să intre în lumea civilizată, trebuie să se țină cont. Eu știu un lucru, când intru într-o comunitate sau, exact, am plecat într-o țară de pe planeta asta, suntem obligați să respect toate legile statului respectiv, care mi-a dat viza de intrare sau mi-a dat acea bine și frumoasă invitație de a fi musafir în țara respectivă. Și atunci, ca musafir, ești obligat să respecti legile țării respective. Am convenit împreună că cea mai prolifică epocă din istoria României a fost epoca interbelică sau cel puțin așa monarhică, era doamnă, spuneți, toată perioada monarhică a fost idealizată. Într-adevăr. Da. Haideți să explicăm de ce. A existat o conjunctură istorică în care după ceea ce în istorie s-a chemat monstruoasa coaliție a lui Cuza, a fost adus regimul monarhist în România. Dacă aveți cunoștințe despre, nu ca istoric, ci ca om pasionat de studierea arhivelor, să ne reamintim un pic despre acea epocă și mai ales m-ar interesa să venim la noi acasă, la Roman, să vedem că a fost și pentru Roman perioada cea mai frumoasă de dezvoltare urbanistică, peisagistică. Exact, în perioada monarhică. La noi, în 1905-1907, când era Mauriciu Righle primar, s-a făcut, ce s-a făcut? S-a făcut conducta de apă, s-a făcut canalizare, s-a făcut uzină electrică. Deci tot ce era mai important pentru un oraș să se dezvolte, acest primar și când a fost? În perioada monarhică. Rigler, de ce origine era? German. Deci da. Pe filieră germană. Pe filieră de ce germană. A fost nevoie ca România să cunoască acest proces de dezvoltare sub un domn străin? De ce? Pentru că totdeauna și istoria noastră a demonstrat de la Burevista încoace că cei de nație de pe teritoriul ăsta erau
Vindeau, își vindeau gustul puterii, nu știu, glasul acesta al puterii i-a dus totdeauna să-și vândă pe cel aproape. Dragostea de aproape a dispărut. Ori în clipa în care boierii, pentru că aici ce se întâmplă? Odată cu dezvoltarea economică, a apărut noua burghezie, a apărut raportul industrial, au început să apară proletarii. După revoluția lui Cromwell sau după revoluția din Franța, a apărut industrializarea și în România. Sigur că numai raportul acesta economic includea vechii boieri rămăseseră în stil conservator, își păstrau anumite privilegii, ori lumea începuse să aibă cunoștințe, lumea a început, dacă ați observat, tot în timpul lui Carol, prin legile lui Haret, s-a introdus școala, educația... Cea mai bună epocă de dezvoltare, da, de dezvoltarea... a învățământului românesc, exact, a fost în... Exact, timpul lui Haret. Și, mai ales, și au rămas acele construcții, regele, iată, Colegiul, deci, Național Roman Vodă. Categoric, revenim la astea, revenim la astea. Da. Dar pentru că mi-a spus că se intru de la A la Z, această instituție monarhică, prin regele Carol, întâi domn și după aceea rege, Dumnezeu a făcut armata română, datorită lui și prin puterea lui de convingere am devenit liberi, independenți la 1877. Cât știu că prima unitate militară Moldova a fost făcută la Roman. De asta Romanul era recunoscut pe vremurile acelea prin faptul că era cea mai mare armată în Moldova, de aceea se făceau manevrele la Roman în 1895-96, 1997-98 până în 2005 s-au făcut manevre la Roman. Manevre cu toate armatele, poloneză, prusacă, austriacă, rusească. Era și nodul acesta. Era, sigur, de parte este. Asta e, și este meritul și monarhiei. Și un loc geostrategic deosebit. Categoric, categoric. Păi era la confluența celor două imperii, rusesc și turcesc. Inclusiv ce mai rămăsă din Imperiul Habsburgic. Deci trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Întorcându-ne la ceea ce spuneați despre dezvoltarea romanului, m-ar interesa dacă toată acest lanț de cazame militare care sunt, păi au fost avut mare influență, păi da. Când au fost construite? Păi, cazama din Rampă, avem regimentul de... Imediat. Prima unitate care s-a înființat la Roman a fost unitate de pontonerie. Ce înseamnă asta? De pontonerie este unitate de care făceau poduri peste fluvii, peste ape și un fel de pionierat. Deci după aceea a apărut acest raport de pionieri. Dar prima unitate era? A fost de pontonerie. Era exact cu 14 dorobanți. Deci odată cu ea, deci pontonerea în 1875 și, unde era și în 76 s-a făcut exact pe Bulevardul Republicii în spatele acestei regiment 14 dorobanți. Dar mai era acolo și un regiment 12 călăraș, era unde era? Era ulterior pe Mihai Eminescu, ăla este 12 călăraș, care ulterior a fost făcut la 2-3 ani, deci la 2-3 ani. După aceea s-a făcut 48 obuziere. Deci, care este peste Rampă și cu cavalerie. Păcat și acolo că acum au ajuns o ruină acele construcții, niciodată nu știu. Aici sunt raporturile altora, depinde, alții v-am spus, nu fac politică. Nu, dar nu vorbim de politică aici. Doctor, nu-mi dau părerea, aici este, vor da socoteală fiecare, ce și cum. Nu, mă depășesc lucrurile astea și nu mi-am plăcut să mă bag. Dar ca istoria lor, le știu, important este că mă zbat acum să refac ce? Măcar busturile sau monumentele, atât 4-8 obuziere, cât și 14 dorobanți, pe care romanul le-a avut și au fost distruse. O să întrebe lumea, domnule, da? Este o epocă în care oamenii au gândul la cu totul altceva la ziua de mâine. Păi asta se dorește, tocmai să-i deie mâncarea. Ori noi nu trăim numai ca să mâncăm. Prin legea naturii mâncăm ca să trăim.
Dar văd că foarte mulți gândesc numai la mâncare. Dacă îți umpli bine fâltăcul, este fericit. Restul nu mai contează. Nu, dom'le, trebuie să ne vedem că dacă noi ne uităm istoria, devenim necunoscuți ca nație. Ne pierdem nația română. Haideți să ne întoarcem la aceste monumente. Deci ați spus că asociația din care faceți parte, asociația culturală Clepsidra, da, a inițiat o serie de proiecte de redare către comunitate acestor valori istorice ale romanului. Acum, să le luăm pe rând. Am construit, am refăcut și vom pune pe soclu, la locul lui, bustul lui Manolescu, Nicolae Manolescu Strunga, unul din primii și cei mai mari medici de oftalmologie și care a dezvoltat oftalmologia în România. A avut moșie la Strunga, În drum spre Iași, pentru că atunci, de ce Strunga? Pentru că Strunga era atunci în vechiul județ al Romanului. Așa, și ce legătură e cu Miclăușeniu? Păi cu Miclăușeniu, da. Aparține tot familiei. Nu, nu. Aia a aparținut la Miclăușeniu ale familiei Sturza. Pe urmă, aveau legături de da, de rudenie cu Cantacuzino. Dar familie Cantacuzino, care era și în, și în Moldova, dar era și în țara românească. Dar trecem peste asta. Legătura între Manolescu Strunga și Dimitrie Mihail Sturza erau prieteni. Nu erau relații de rudenie, dar aveau terenul comun. Aveau și se întrajutorau. Ce s-a întâmplat? Perioada cât Manolescu Strunga, din 1890, el cumpără moșia lui Inge Robert, un mare bogătaș la vremea aceea și care avea terenul acela și care începuse să construiască la Strunga băile, pentru că apele termale, apele medicinale care erau folosite pentru băi și pentru stațiune au fost descoperite mult mai mult, de mai mult timp înainte. Iar Inge ăsta a avut ideea să facă băile. Pe lângă băi ce a mai făcut? A făcut și un casino și un hotel cu două etaje, iar după aceea la început câteva băi, pe urmă s-au mulțit 12 băi. Bun, iar au, în asta în 1880, au efecte curative, iar în 1900, foarte curative și o să vă spun ceva, sunt detalii așa Herculanelor și a lui 1 mai, deci din punct de vedere... Ele mai funcționează acum? Nu, sunt distruse, din păcate. Ce s-a întâmplat? În 1890 cumpără de la acest Inge Robert, cumpără Manolescu Strunga și dezvoltă această unitate de balneoclimaterică. Pentru faptul că nu avea mijloc de transport, a făcut tramvai cu cai din gară de la Târgu Frumos și venea până la Strunga. Și ce vremuri de poezie. Ce vremuri, într-adevăr, era un lucru superb acolo, frumusețe, și ca aspect și ca în cum să spun eu, la o altitudine de 200 și 40 de metri față de nivelul mării. Un loc în care aerul era, cum să, fără furtuni, fără... Deci era un mediu... Nu erau turbulențe, era un mediu prielnic și lumea venea să se deconecteze. Dar asta a durat până în al doilea război mondial, până, pentru că murind în 1910 Nicolae Manolescu Strunga a rămas băiatului. Ionel Manolescu Strunga și care a continuat mai departe. Acolo avea moșie și pădure și teren agricol. Dar prin ce se face remarcat Manolescu Strunga? Se face remarcat prin, și am aflat asta fiind și cercetând istoria armenilor, că în 1894-95, când a început pogromul împotriva armenilor și s-au refugiat foarte mulți armeni din Turcia în România și în Polonia, Manolescu Strunga primește 305 copii. În istorie unii spuneau 198, dar realitatea prin studiu pe care eu l-am
cercetat, demonstrează 305 copii au fost aduși și crescuți și hrăniți și îngrijiți la moșia de la Strunga. Îmi vine în minte acum diferența aceasta enormă din ceea ce a însemnat... Era filantropic, iar ne aducem, ajungem în domeniul politic. Era raportul diferența dintre politicienii de atunci, care erau în stare să-și pună în slujba comunității, să doneze averea, tot, așa este. Pe când vin cu acea capacitatea celor de azi, interesați numai pentru... Educația, propria, depinde de educație. Pentru propria bunăstare a lor și a familiilor și a apropiaților. Asta este educația, este lăsată de educație. Aș vrea să ne întoarcem la poezia interbelică a romanului de altă dată, cu grădina mare, cu domnișoare. Doamnă, intrați în sectorul sentimentului. Da, lucrul ăsta pe mine m-a marcat și prin tot ce am studiat, așa am aflat de Teodoreanu care venea, de frații Teodoreanu care veneau la Roman, veneau la casa Iuliu Hascal, era un han, restaurant cu deosebit, elegant, sau cofetăria, restaurant Sternati, sau la hotelul Covor, sau Dacia, unde erau, doamne, la vremea aceea interbelică, erau niște hoteluri de lux, doamnă, exact cum ar fi Intercontinentalul sau Lido, sau Ambasadorul pentru omul de rând. Așa erau la vremea aceea. Cu tot ce își dorea omul, era primit. De ce? Pentru că erau buni comercianți. Raportul de comerț era foarte bine determinat și se dezvoltau. Să nu uităm un lucru, noi am avut în România pe armeni, pe greci, dar și pe evrei, mari comercianți, doamnă. Ei au dezvoltat orașele. Orașele datorită comerțului s-au dezvoltat, inclusiv Târgu de Jos a romanului. Noi suntem un oraș foarte vechi. La început târg, dar târg care a mers peste milenii, nu peste 100-200-300 de ani. Deci din 600... clipa când... Nu 600, asta este, păi că e fapt, e un act care atestă documentar că e târgul Romanului, de la Roman Voievod. Nu, doamnă, târgul Romanului cu 3000 de ani și ceva. De timpul la Pontul Euxin, când s-au făcut cetățile genoveze, cetățile grecești, de atunci, pentru că primul drum comercial era pe malul Siretului, legau aceste cetăți de la Pontul Euxin cu ce? Cu Cracovia, cu Lvovul, cu aceste cetăți din nord. Sigur. Și pe aici era deosebită comerțul, doamnă. Pe aici venea comerțul, prin Galați, Brăila Galați, Hanu Conachi. Să ne întoarcem, v-am zis, la atmosfera aceea arhaică, deosebită, să ne întoarcem la Grădina Mare, să ne întoarcem... Așa, la... și revenea. Știți foarte bine, cânta fanfara, fiind unitățile militare aici, aici a fost construit arsenalul armatei a țării. Unde este IMR-ul? Acolo era. A făcut școală pentru a învăța elevii pentru arsenal, deci să învețe meseriile. Pe urmă a apărut școala de arte și meserii, doamnă. Făcută de Mavriche, de pe bulevard, cu eminenți oameni de meserie. Avea nevoie, doamnă, nevoie de meserie. Sigur. Și i-a educat și i-a împins. Îi chema din la țară pe munci, pe țărani, copii de țărani și cu tăi. Și învăța carte, doamnă. Nu erau toți la licee, doamne, și toți la facultăți. Și n-ajungeau toți doctori acum, ca pe bandă rulantă. Ci că până în perioada din 1900, până în perioada 80, au fost 1000 și ceva de doctori. Ori după 89, în fiecare an, câte 3000 de doctori. E bun, dar și nu fac, acum nu sunt cărcotași. Dar vă zic ce spune documentul. Apropo de spital, iată că Romanul are și una dintre cele mai vechi bolnițe. Din păcate a ajuns o ruină și azi. Dar ce medici am avut, doamnă, în romanul ăsta și încă mai sunt și ziua. Și buni farmaciști și cu rețete magistrale aveau laboratoare proprii de facerea acestor medicamente. Vorbea doamna Avădănii despre vechii spițeri ai romanului, păi și da, despre pasiunea domnului. Păi tocmai că mi-a
spus aminte de doamna Vădăne. Păi da. Doamna Vădăne este devotată trup și suflet cauzei acestea în domeniul de a redescoperi pe vechii medici, pe vechii farmaciști. Și face încă rețete naturiste. Da, după, da, da, magistrale, cum era odată. Din perioada intervedică, după o rețetar. Eu am aflat de vechile farmacii al lui Tebinca, vorbesc asta de la 1900 încoace, al lui Tebinca, și am rămas foarte impresionat, domnule, cât devotament era pentru a reuși să trateze oamenii de boli. Erau medici, era doctorul Teodori, am auzit de Chinezu, am auzit de Panaitescu, vorbesc mai de Socor, deci de medici, Budurcă, Epifanie Cozărăscu. Nu mai vorbesc de monumentul Epifanie Cozărăscu, care și-a dat și și-a înclinat toată viața pentru bolnavi. Nu lui, cum mergea cu bicicleta aia, cu mifa lui. Există muzeu. Da, și, mă rog, și datorită lui și a medicului Clocotici au făcut muzeu. Acum, cu deosebită plăcere pentru cei care îi continuă activitatea și îi fac cu Fundația Medicilor și la Muzeul de Istorie, continuă activitatea care a fost începută de acești medici. Ce se mai aude cu spitalul vechi? Doamna, din cele informate este, nu, spitalul vechi a fost a fundației și al episcopiei, pentru că asta este, a fost fundația Precista Mare, dă cezarului ceea cezarului. Dar am auzit că prin dorința și prin activitatea elaborată deosebită a înalt preasfințitului Ioachim Băcăoanu, vor să refacă acest spital și să-l dea continuitate. Și asta e un lucru care mă bucură. Bun, dar acolo, ca să refaci o asemenea clădire... Bineînțeles, cu fonduri și... Bineînțeles, astea... Dom'le, cu atât este mai mare reușita și activa, cu cât vor reuși să facă acest lucru. Întorcându-ne la aceste clădiri monument, aș vrea să vorbim despre bibliotecă, ultima bijuterie care va fi... Casa Ioachim, George Radu Melilion, da. George Radu, știți care va fi inaugurată, multe... va fi inaugurată pe 18 mai, da. Acum. Da. Păi, noi ne-am ocupat mai mult cu bustul lui Manolescu Strunga și cu bustul lui Eminescu, de deci Societatea Culturală Clepsidra. Aici, prin ajutorul pe care l-am avut la diversi contribuabili și a primăriei, am reușit și... S-a făcut prin subscripție publică. Da. Subscripția publică era vechea formă de... Nu se putea altfel. Așadar, dar cât costă, de exemplu, asemenea statuie și cine a realizat-o? Păi... A realizat un sculptor de la Piatra Neamț, toate lucrurile le vom da în ziua când se vor dezveli, nu vreau să scot, dar un sculptor deosebit și acest... A fost într-un concurs sau cum? Că avem bineînțeles, de împrejurări, sigur, și cu ocazia asta am mai făcut și bustul, tot el a făcut și bustul lui Mihail Eminescu. Bust asemănător cu bustul care este în fața bibliotecii Chirileanu din Piatra Neamț. Bun, și unde va fi amplasat bustul în, în curtea școlii Mihai Eminescu. Și în plus am și înțeles în plus, dar asta este meritul George Radu Melidon. Este meritul primăriei. Și trebuie să dăm, nu noi ne-am implicat în bustul, deci nu noi, Societatea Culturală Clepsidra, ne-am implicat în realizarea bustului, dar în realizarea, ne-am implicat și ne implicăm în realizarea unei rotonde cu toți mari. Tot oameni. În zona bibliotecii. În zona bibliotecii. Aici rămâne tot la latitudinea arhitecturii a primăriei, unde locurile, pentru că nu noi suntem cei care hotărâm acest lucru, ci edilii orașului și... Am înțeles că prin darea în folosință acestei biblioteci ne cam apropiem de ceea ce ar însemna finalizarea proiectelor de restaurare a clădirilor monument arhitectonic. Da, ce ar mai rămâne? Aici ar mai rămâne casa? Este casa Celibidache,
sau abornicului Done, cum era recunoscută. Pe urmă, școala Sturza Cantacuzino sau liceul de fete. E aproape gata. Dar este bun. După aceea este acolo. Fundația Miron Costin, care este pe Ștefan cel Mare. Și mai dar era în proprietate privată în ultima vreme. Ce s-a întâmplat? Doamna, nu știu a cui este proprietatea. Era Fundația Miron Costin și trebuia să fie în dreptul primăriei municipiului Roman. Fusese devalizat. Nu știu, o devalizat, o să o refac înapoi și... Dar aia nu știu, pentru că prin statut, și arăt documentul, prin statut ea a fost la vinisitudine, la vremuri de restriște, să fie donată instituțiilor statului. Deci nu poate să fie în proprietate privată. Doar mai, dacă, mai doar sunt, dacă mai sunt câteva clădiri acolo private, în zona Ștefan cel Mare. Bun, alea sunt private, nu te poți adăga. Dar sunt monumente ele de... sunt monumente da, arhitectonice. Cum este Casa Pruncu și felicitări pentru cel care a cumpărat-o și să... Casa Pruncu vis-a-vis de Biserica... De Biserica Catolică. Dar în schimb s-a supărat pentru distrugerea casei Brumă, avocat Brumă. Unde e aia era? De lângă Biserica Catolică, spre sud. Deci cum stai cu mână cu fața spre Biserica Catolică, în dreapta, spre casa, mai există acum casele lui Mărț, unde a fost și... Bun, acolo a fost o politică aici. Nu știu ce, nu mă bag, eu, nu știu. În comuniști au fost bolșevici, au făcut ce au făcut, treaba lor, de asta la este. Cineva, că era o politică de pe vremea lui Ceaușescu să de distrugă a tot, băga, da, să distrugă după tot. Evacuarea evreilor, plecarea evreilor în Israel. Nu evacuare, băgat, că nu, noi nu, o clipă, aici, hai să nu. Nu evacuare. Noi nu am evacuat pe evrei. Evrei au plecat de bună voie și nesiliți de nimeni. A fost curentul sionist care i-a obligat treaba lor. Nu mă interesează și nu mă bag da, în da, atunci a deliberat Ceaușescu a băgat etnicii romi. Da, da, li s-au plătit țiganii, o clipă. Aici vreau să scot în evidență. Care au li distrus vechile monumente. Li s-au plătit, exact, li s-au plătit, li s-au dat despăgubiri. Dar ceea ce pe mine m-a durut a fost că tendențios s-a produs distrugerea acestor monumente și acestor lucruri deosebite, care pe undeva atesta. Ce să mai zic, mă, Roma nu era ca și micul Paris, ca Bucureștiul de altă dată. Asta este adevărul. Strada Mare, cel puțin de la gară până la Prețista Mare, era o bijuterie, tarabele acelea, fiecare, târgoveții, cu fiecare cu terase, cu grădini de vară, cu restaurante, cu mici... Cinematografe. Cu cinematografe, cum era Trianonul, cum era Jvarț, Brandu. Cu Brandu. Sau, deci lucruri care... Dom'le, grădina din centru, ieșeau... Eu m-am mai repetat odată și am spus, când ieșeau oamenii sâmbăta, duminica, la plimbare, protibenda da târgului, că mergeau pe jos, cu pantofii, cu scârți, cu pălării, să salutau. Era o viață boemă, era o viață deschisă, spectacole de muzică, spectacole de teatru, venea Sturza Bulandra, venea Filoti, venea Cărăbușu, venea Enescu și cânta, veneau fel de fel de Teatru Țăndărică, care este vechi, și eu copil fiind l-am prins, după aceea bineînțeles că a fost distrus. Erau restaurantele de anvergură cu fel de fel de specifice, atât românești, sârbești, că erau și sau evreiești sau azi, pentru că fiecare și avea felul lui și rețetele lui sau prăjiturile. Pe domnule, erau niște prăjituri. Și, domnule, bomboanele alea fondante sau numai, sau magazinele, fiecare prăvălie cu roșcove, cu mere murate, cu harbuș murat, cu smochine. Erau valuri întregi de mochiri legate în rafie, doamne. Că tocmai vorbeam cu cineva. Hala veche, de cine a fost construită? Hala veche, da, hala veche este sub proiect Gustave Fel. În clipa în care a venit la Roman, a stat o săptămână și ceva la casa Hascal, după care a plecat la Iași, iar hotelul Traian din Iași este tot proiectul lui. Mă interesează când a început această acțiune de distrugere a vechiului centru. Doamnă, pe 74-75.
Deci făcând parte din acea politică a lui Ceaușescu. Da, și știu cine a fost, Dumnezeu să ierte. Bun, dar Roman, dar ei răspundeau unei politici Ceaușescu. Sau mai, bine, bine, aici a venit ideea, dar foarte mult s-au arătat că sunt zeloși și foarte prindeți, să arate. Bun, așa exista aceeași acțiune, SOS Satele a fost Românești, Dumnezeu care a scandalizat. A fost acel proiectant Gurguță, fii țărâna ușoară, dar a făcut numai rău în orașul Roma. Bun, dar și el respecta niște comenzi de... Comenzile, să știți un lucru, în raportul acela, ca arhitect putea să vină și cu alte argumente, dar vedeți un lucru, s-au stricat mai mult decât trebuia. Pentru și am observat care era tare la facultate și păstra casa, cum s-au păstrat multe case și pe acolo. Ori nu s-a ținut cont că sunt, vă dau un exemplu, erau niște clădiri fantastice pe Rahovei, Titulescu și acum Alexandru cel Bun, mă rog cum îi se spune, sau Roma Mușat, era casele Buihliu, arhitect Buihliu, casele Ciuntu, care erau față în față cu biblioteca, cu biblioteca, în laterala bibliotecii și față în față cu banca românescă. În locul sau hotelului ce a fost Capri, acolo? Capri. Care hotel? Hotelul actual, hotel. Acolo, pe acolo era primăria veche, erau casele Onofrei, era casele Iașânschi, ulterior casele lui domnul Oatu. Deci unde a copilărit domnul Oatu, dar intrat aici... în proprietatea sa. Păi era proprietatea lui, a părinților da, lui, da. Cumpărat, deci casa aia a fost cumpărată, dar cine a construit-o? Profesorul Iașinski. El a construit casa, o casă superbă, pe Vasile Alexandrei, cum era, și avea terenul până în fața primăriei acolo, deci până acolo a avut. Și hotelul calcă undeva pe proprietatea lor. Pe toată proprietatea lui Onofrei, dar și pe proprietatea lui Bun, vorbeam despre această politică la nivel național, pentru că haideți să ne gândim că aceeași soartă au avut-o și alte orașe din această țară, să ne gândim la ea. Nu, așa, na. Dacă vă uitați, de ce n-a distrus Sibiu? De ce n-a distrus Sibiu? De ce n-a distrus Timișoara? Acum să distruge Timișoara. Când o dat, au dat-o până la țiganilor. Nu știu cui o dat-o, acolo nu am ajuns să... Dar eu am văzut aici și în Roman. Dacă nu era unul sau altul care să se ocupe pentru... să distrugea tot și Roman. Da. Apropo de asta, țin minte că acum vreo 2-3 mandate, nu o să pomenim numele niciunui edil, tot așa interese locale de acestea au dus la o serie întreagă de propuneri în Consiliul Local de declasificare a unor clădiri de patrimoniu. Și de... Aici este raportul. Clădirea de patrimoniu e clădire de patrimoniu, punct. Deci nu există cu calificative, că e una mai bună sau alta mai bună, sau clasă, știți, adică pe clase. Parcă erau așezat de grad A, B. Nu, astea sunt cucuri. Sunt fel de fel de la un interpretări. Moment... Interpretări, ca să fiu mai logic. Interpretări a valorilor. Dar valoarea nu poate... Cine este măsură să evalueze o clădire de patrimoniu? Care experți? Experții? Ăla trebuie să aibă cultura în privința asta ca să ajungă expert, doamnă. Ori toți stai cine a venit și care au făcut construcții și cu tare au devenit experți? Nu este. Păi când aud un profesor sau un mare șef de politic cu tare că n-am bani pentru văruit o clădire și cu tare, păi ce să cer? Că să cunoască, bun, să expertizeze o valoare culturală, doamnă. Aici ar intrăm în alt nu domeniu, vreau să în domeniul intereselor politice. Păi nu interese politice, nu, că și interese. Mai mult decât interese politice, interese chiar particulare. Păi aici este că îi zbun de împușcat ăia care au clasificat, adic A, B, C, patrimoniul culturii naționale. De asta s-au distrus atâtea. În străinătate, uitați-vă, orice clădire. Dom'le, aici a stat Napoleon și cu tare. Gata! Imediat înconjurat și nu știu ce, se face pelerinaj. Se plătește că... în aur,
valoarea am acelui înțeles mod. Că Mircea Diaconu, cunoscutul actor devenit europarlamentar, a trecut recent prin Parlamentul European un proiect de lege privind clădirile de patrimoniu, dar nu numai cele românești. Toate. Da, e normal că Europa e comunitatea dar europeană. Dar spunea că a întâmpinat și el destulă rezistență, nu vorbesc numai din doamnă, țară. Probabil este interesul, pentru că vrea unul să-și facă nu știu ce hotel, vrea să-și facă nu știu ce imobil cu birouri și altele, sigur, și distruge, adică vrea vestitele să... mall-uri. Exact, și... sau mall-uri, raportul economic. Apropo de mall-uri și de neaveniți în politică, care de-a lungul timpului au încercat aici, în plan... local să își treacă proiecte de interes personal. Țineți minte câtă tebatură a fost atunci când a fost distrusă groapa. Deci pietonalul Ștefan cel Mare și când a apărut acel mall acolo. Nu știu cu... ce l-au construit. L-au construit să fie sănătos. Dar un lucru care... Dar și o bancă care nu și-avea rostul și țin minte acolo ce opoziție a fost din partea domnului Rusache atunci. Mai țin minte ce scandal? Mai țin minte, dar... Pentru că aveau nevoie de o descărcare de sarcini arheologice, cum se spunea, terenul, niciodată nu s-a ținut cont. Sau au eludat, dar... au fost consilii locale formate... Eu nu vreau să scot din necunoscători. Să nu uităm un lucru. Muzeul ăsta a Romanului, muzeul istoric, are meritul lor și putem să... Nu putem să gotrăm ceea ce a, ce a făcut în Roman profesorul Testiban, continuat după aceea de profesorul Ursachi, de eminența aceasta, profesorul Ursachi, că este o eminență. Ursachi este părintele, este părintele istoriei Romanului, doamnă. Datorită lui s-a descoperit și... Deși nu este romașcan de origine. Nu, dar am toată stima și respectul pentru acest monument al culturii și oricând mă închind capul în fața dumnealui, pentru ceea ce a făcut pentru Roma. A scos această, și a demonstrat că această arhiepiscopie este construită pe piatra unei alte vechi arhiepiscopii, poate și mitropolie a Romanului, a târgului Romanului, târgul de jos. De asemenea a realizat descoperirea de la Brad ori tezaure de tip cucuten și în, vă dați seama ce înseamnă relația în istoria neamului românesc și a romanului. Discuția noastră ar putea continua la nesfârșit pe problema aceasta. O să vă mai invit și altă dată. Din păcate, spațiul emisiunii noastre s-a terminat. Dar când o să reușiți să aveți un spațiu de timp în care să se spună concret toate lucrurile și... O să mai încercăm și altă dată. Vă mă mulțumesc. Bucur, o zi bună. Când mă chemați, vin și voi continua să...